Bun, ce ne puteți spune despre activitatea dumneavoastră și aș vrea să faceți referire la autoturismul pe care l-ați indicat ieri din fața primăriei? Referitor la activitatea pe care noi o prestăm aici la Arad Craiova, pot să vă spun că funcționăm în baza unui protocol încheiat între Poliția Locală, Poliția de Circulație, prin Poliția Română. Și vreau să vă anunț pe această cale că Arad Craiova nu face altceva decât să ducă spre rezolvarea solicitării poliției, în cazul acesta, pentru că dumneavoastră faceți referire la mașina ridicată ieri de către Poliția Locală. Noi am dus la îndeplinire practic o decizie a Poliției Locale. Noi, Arad Craiova, suntem solicitați prin apel de către agenții Poliției Locale, ne deplasăm la fața locului, imobilizăm mașina, o ridicăm și o transportăm la... Bun, și ieri cum s-a procedat? Din ce știu eu, a fost o acțiune a Poliției Locale în centrul Craiovei, de unde a fost solicitat pe lângă acea mașină să fie ridicată și alte mașini. Unde era parcată, știți? În centru, în zona primăriei, din ce știu eu. Neregulamentar. Neregulamentar pe locurile destinate stației de taxi. Interes. Și a fost dusă unde? Care a fost procedura? Mașina a fost ridicată, a fost transportată la sediul RAT și de aici proprietarul a venit și a ridicat mașina. A achitat taxa și a ridicat mașina. Cât este taxa și când a achitat taxa? Taxa este de 300 RON. Nu știu exact să vă spun ora sau când s-a achitat. Cert este că în momentul de față pot să vă spun cu siguranță că taxa a fost achitată. V-au spus că sunt de la SRI în momentul în care au ridicat... Nu. Eu, sincer să fiu, am aflat lucrul acesta din presă. Nu știu mai multe detalii. Pentru că noi știm că mașina a fost ridicată fără să se plătească taxa și ulterior s-ar fi plătit taxa. Nu știu ce știți dumneavoastră, eu v-am spus ce știu eu. Știu că taxa a fost achitată și mașina a fost înapoiată proprietarului conform procedurilor pe care noi le urmăm cu sfințenie. Deci a venit un bărbat să o ridice. Da. Și repet întrebarea, au achitat taxa pe loc și au ridicat mașina sau taxa a fost plătită ulterior? Eu știu că taxa a fost plătită, acum nu știu dacă imediat pe loc sau omul a venit, a plecat și a venit după să plătească. Asta nu, dar mașinile de obicei nu pleacă nicio mașină din parc pe auto fără să fie plătită. Cum vă cheamă? Alin Mărăcin. Deci mai exact acolo.
Deci vă rog frumos să-i spuneți domnului Cică să coboare. Să ne spune dumneavoastră. Da? Deci nu se poate să ne țină ca papagalii 45 de minute și să-mi spuneți... Spuneți că nu e posibil așa ceva. Că nu ne dă relații. În condițiile în care ne-a spus... Doamne Dumnezeule! Deci vă rog frumos. Gata? Da. Zona interzisă? Da. De ce? Pentru că e stație de taxi, 6 locuri. Skoda Octavia de ieri tot de aici a fost ridicată? Nu știu, nu am fost în zonă eu aici. Și care e procedura? Acum unde mergeți cu mașina? La RAT. Parcarea RAT pentru mașini. Și proprietarul mașinii cum își poate recupera acum autoturismul? Sună la 112, mașina e dată la poliție și îi spune să vină la ridicări. Și de acolo se plătește o amendă? Da, se plătește o taxă de transport. 3 milioane. Valoare? 3 milioane, 3 milioane. Mulțumim mult. Măcar s-a ridicat mașina SRI-ului? Nu știu nimic, pentru că eu n-am fost. Da, ați auzit? Da. Hai că mă vin de SRI! Dă vorbe, că e clar că e pus. Vorbe. Hai! Spart tu. Nu știu ce s-o fac, spart la autobuz, mă lua cam tax. Un tax, scuzit. Taxiuri. Da. Doamna Gigi, ascultă-mă ce spune. Crezi că spune? Da, mie îmi spune. Așa! Aaa, băgam Iași! Faci tu. Pe ăla, al tău intră? Făcui farsă ăștia. Cei de la poliția locală spun că mașina era taxită cu tehnică de ascultare. Chiar primarul Craiovei spune același lucru. Probabil dacă mașina era taxită cu tehnică de... Spuneți-ne, sunteți primar... Sunt primar PDL și probabil de aici a toată tevatura. Am înțeles. O chestie politică? Da, posibil, posibil. Bun. Hai povestiți-ne ce contează. Ieri la ora 12 a fost o ședință, la ora 11, pardon, a fost o ședință la prefectură. Am parcat puțin, sau mă rog, neregulamentar, am mușcat un pic din locurile pentru stația de taxi, mi s-a ridicat mașina, m-a anunțat cineva, l-am sunat pe unchiul meu, a ridicat mașina și asta e toată treaba. Când ați plătit taxa? Probabil că ieri, nu știu, nu sunt în, în posesia... Chitanțe. Eram în ședință. Eram în ședință și nu aveam banii de ajuns la mine. Unchiul locuind aici în oraș,
Și dumneavoastră noi știm, domnule, da, haideți, da, da, stați da. Puțin. Noi știm că mașina a fost ridicată fără să se plătească taxa respectivă. Nu, nu, nu. A spus unchiul dumneavoastră că da. E de la SRI? Nu, 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 nici gând. Unchiul este inginer agronom. Am înțeles. Da, ce aparatură aveați în mașină? Niciun fel de aparatură, se poate verifica. Așa era mașina și el? Așa, exact așa, tot cu bluza asta de tren, tot cu ceva hârțoage prin ea. Când ați aflat? Dacă hârtiile reprezintă aparatură... Când ați aflat ce... Știți că ce numele dumneavoastră, totul apare într-un comunicat? Când m-a sunat, probabil dumneavoastră sunteți doamna Chimoiu. Da. În momentul ăla am aflat, pe urmă m-a sunat Digi... Am înțeles, sunat, și, da, pentru da. Că există un comunicat al SRI-ului. Da, deci n-are nicio legătură mașina mea cu SRI-ul. Cu asta am spus tot, restul puteți să cercetați. Că, știți că este posibil să fi împrumutat mașina dumneavoastră cu nici de celor cum. De la SRI? Nici de cum. Deci nici de cum. N-ați recunoaște. Nu, nici de cum așa ceva. Deci mașina mea n-are decât un singur șofer. O aveți de mult? Da. Este adunată personală sau primărie? Da, ca a, ne-a arătat certificatul, nu? Să nu, eu... Lumați-ne. Da. Da, să-mi primează colegii. Și atunci cum vă explicați zvonurile? Da, nu știu, probabil o răutate politică. Asta mă face să crede și... Sunteți în conflict cu primarul? Nu, nici de cum. Nici nu ne cunoaștem personal. Da, mă gândesc, eu fiind la un partid, dumneai la alt partid. Și de ce dumneavoastră? Da. Nu știu, hai, pentru că pentru simplu fapt că mașina mea a fost parcată neregulamentar. Aveți rude la SRI? Nu, niciodată n-am avut așa ceva. Ce părere aveți despre Serviciul Român de Informații? Nu pot să-mi dau cu părerea despre ceva. Vă simțiți și noastră ascultat? Nu, în momentul ăsta chiar mă simt un pic hărțuit. Nu mă simt ascultat. Da. Nu știu, n-am avut treabă niciodată. Eu sunt nou în politică. Da? Stați ca să ce împărături am făcut eu. Ce tare! Doamne, deci noi rămăsărăm acum Da, campanie electorală, nu... Da, da, nu... Nu mai țineam, dar pot ceva... Da, salut! Chiar? Așa, e adevărat, nu erau locuri, mă căcam, parcat. Da. Domnul primar, aveți procesul verbal de ridicare a mașinii? E sigur că da, este procesul verbal, dar nu este în posesia mea. Așa cum v-am mai spus, unchiul meu a ridicat mașina, au plătit 3 milioane. Este chitanță, factură, probabil ce i s-a dat și procesul verbal de ridicare. Nu le-ați văzut? Nu. Dacă e cazul, le luăm și vi le arătăm, nicio problemă. Mulțumim. Da. Mașina în care se presupune că era tehnică de ascultare a fost parcată chiar în acest loc, într-o zonă destinată exclusiv taximetriștilor. A fost ridicată de polițiștii de la Poliția Locală și Regia Autonomă de Transport și de aici a început un adevărat circ. La local aveți să vă dea, nu poliție, nu urmează. Poliția Locală trebuie să vă dea, din câte știu eu. E decât asigură transport. Universitate. Nu aprire aici. Nu se face pentru că... Nu are legătură politică. Nu pot.